Bun găsit, într-adevăr, incidentul s-a petrecut în această dimineață la un liceu din oraș. Fata a ajuns la ore la ora 8, însă le-a spus colegilor că nu se simte foarte bine, așa că a mers la toaletă însoțită de o colegă. Acolo a leșinat, iar fata a fost cea care a dat alarma. Profesorul de serviciu a sunat la 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj de la ambulanță. A primit îngrijiri medicale, iar apoi a fost transferată la spitalul de pediatrie. A fost dusă direct în camera de stabilizare, iar după mai bine de o oră, tânăra și-a revenit, a devenit conștientă și a stat de vorbă cu medicii. Deocamdată nu se știe ce substanță a consumat, nu este exclusă varianta drogurilor, motiv pentru care a fost sesizată și poliția, dar în acest caz a început o anchetă și inspectoratul școlar, dar și conducerea liceului. Deocamdată acestea au fost informațiile de aici. La revedere!